Domnilor și domnilor, fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal nu va fi extradat din Italia. Avocatul lui Mario Iorgulescu spune că judecătorii din peninsulă au respins mandatele europene de arestare. Care ar fi argumentul magistraților italieni? Ne aflăm chiar acum de la colegul meu Valentin Stan. Vali, te ascultăm. Avocatul lui Mario Iorgulescu spune că judecătorii de la Curtea de Apel din Milano au respins cele două mandate europene de arestare, deoarece starea lui de sănătate nu îi permite să participe la proces, așa că el va rămâne în Italia. De altfel, și tatăl lui Mario, Gino Iorgulescu, cel care este și președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a declarat pentru Libertatea că fiul său suferă de o boală irreversibilă și că o să rămână într-o clinică, unde de altfel a fost internat în 2019 după ce a avut loc accidentul în care un tânăr de 24 de ani a murit. De altfel, procurorii atunci au emis primul mandat de arestare, îl acuzau pe Mario Iorgulescu că a condus după ce a băut și a consumat cocaină și el este vinovat pentru moartea tânărului în accidentul rutier despre care vorbeam. Un al doilea mandat european de arestare a fost emis după ce Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare pentru că ar fi fost complice la sechestrarea unui bărbat. Ambele mandate au fost anulate astăzi, respinse de către judecătorii italieni, însă procesul din România, procesul de omor, continuă, însă astăzi a avut loc o nouă amânare.